După ce procesul dintre Primăria Horezu și Asociația Vâlceană a Elevilor a dat dreptate parțial acestora din urmă, primarul Sărdărescu a declarat că pentru viitorul an școlar va stabili o sumă din bugetul local pentru bursele elevilor. În anul școlar 2020-2021 vom cuprinde în bugetul local o anumită sumă pentru acordarea acestor burse. Cu toate acestea, reprezentanții AVE sunt nemulțumiți de răspunsul primarului și îi cer să demonstreze că a încercat să obțină bani pentru burse. O altă problemă pe care domnul primar a adus-o în discuție a fost faptul că nu există fonduri. Noi suntem foarte specializați în ceea ce privește problematica burselor și am dorit întâi să vedem de la domnul primar, prin intermediul Asociației Vâlcina Elevilor, acele adrese trimise către guvern, către finanțe, către bănci, către Consiliul Județean, prin care dumnealui a cerut în numele primăriei o finanțare extra pentru bursele elevilor. Atunci când vom vedea noi acele foi prin care, într-adevăr, se spune că noi nu acordăm bani pentru în acest scop, o să credem că nu există fonduri. Și chiar și așa, trebuie accentuat faptul că legea nu este numai pentru primarii care au fonduri, legea este și pentru primarii care nu au fonduri și cred că în asta constă și frumusețea funcției, să-ți depășești greutățile, nu să le ocolești. Intrigați de părerile contradictorii, am luat legătura cu Mihaela Andreanu, inspector șef al Inspectoratului Școlar Vâlcea, pentru a lămuri situația. Potrivit acesteia, bursele sociale trebuie acoperite din bugetul local, în timp ce bursele de performanță, profesionale și banii de liceu vin de la Ministerul Educației în urma depunerii unor dosare de către elevi. Bursele sociale, sau le mai spune și burse de ajutor social, ele se acordă de către UAT-uri, de către unitățile administrative teritoriale și asta depinde de practic de bugetul pe care îl alocă consiliile locale pentru burse. Bursele acordate de către Ministerul Educației și vorbesc aici de bursele bani de liceu, de bursele profesionale și de bursele de performanță, prin legea educației, prin legea 1, legea educației, se specifică foarte clar, sunt delimitate bursele care se acordă de către Ministerul Educației și bursele care se acordă de către primării, de către unitățile administrative teritoriale, deci ele sunt foarte bine delimitate în lege. Cele pe care le-am enunțat mai devreme sunt acordate de către minister și acestea se acordă sau au acordat și pe perioada desfășurării cursurilor online. Iar cele care se acordă de către UAT-uri Consiliul Local, prin aprobarea Consiliului Local, în funcție de bugetul pe care îl are primăria respectivă. Situația rămâne totuși incertă. Pe de o parte, AVE cere dovezi ale încercărilor primarului de a obține banii, în timp ce Mihaela Andreanu afirmă că nu se pot face astfel de solicitări. Sunt primării care nu înțeleg că elevii trebuie într-adevăr încurajați și stimulați și financiar. Deci nu pot să facă demersuri către minister pentru că aceste burse, clar, prin lege sunt acordate de către ei. Neclară este și situația burselor de merit. Banii pentru acestea ar trebui să vină de la Ministerul Educației, dar în legătură cu acest aspect, primarul din Horezu a declarat că nu a primit de la guvern astfel de fonduri ori alți bani pentru burse. Nu se fac cererea, se acordă câte un quantum, adică o sumă pe care unitatea respectivă o alocă elevilor care au obținut medii mari. Este posibil ca în anumite școli unde există performanțe deosebite, bursele de merit, de exemplu, să nu ajungă decât pentru elevii care au de la 9-50 în sus, dar asta depinde strict de quantumul care i s-a acordat unității respective.